județul Brașov a fost gazda celei de-a 45-a ediții a simpozionului național Ziua Verde a Cartofului, ediție organizată de Federația Națională Cartoful din România, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi și Sfeclă de Zahăr Brașov și Clubul Fermierilor Români. În cadrul evenimentului, la care au participat sute de fermieri, a avut loc și conferința denumită O nouă abordare strategică a măsurilor de relansare a sectorului de cartof. Acțiunile organizate au constituit un bun prilej pentru participanți ca să afle informații despre măsurile finanțate din bugetul PAC și cel național privind relansarea acestui sector ca domeniu agroalimentar prioritar. În principiu, fermierii sunt optimiști, mai ales fermierii de cartofi. Trebuie, într-adevăr, să fii de-a dreptul încăpățânat și câteodată să ai și o doză de nebunie, să continui, contrar adversităților de moment, să nu părăsim acest aliment de bază, pe baza căruia s-a făcut protecție socială în ultimii 50 de ani. Deci trebuie să spunem, lucrurilor pe nume. Asta s-a întâmplat. După 1990 a fost lăsată de izbeliște și am ajuns unde am ajuns. Vă dau doar două cifre. Dacă înainte de 90 se cultivau 300.000 de hectare în România, astăzi, conform datelor APIA, depășim cu puțin cifra de 30.000 de hectare. Sunt cam 33.000 de hectare înregistrate la APIA în 2022. Vorbim, bineînțeles, de fermierii care produc pentru piață, de fermierii profesioniști. Conform datelor INS, suprafețele sunt mai mari. Dar datele care se vehiculează, părerea noastră, nu prea au legătură cu realitatea. Este o zi festivă pentru noi producătorii de cartofi, organizată de către Federația Națională a Cultivatorilor de Cartofi din România, împreună cu Institutul Cartofului de la Brașov și un partener de seamă este Clubul Fermierilor Români. Din păcate, față de 1990, când România cultiva 400.000 de hectare, acum 7 ani suprafața se stabilizase, să zic așa, la o arie de 70.000 de hectare, care acum s-a înjumătățit, mai puțin de jumătate, producând mai puțin de 50% din necesarul de cartofi al României și transformând cartoful în balanța de produse agroalimentare a României într-un sector în deficit. Deci e o situație foarte gravă. Acum s-au schimbat foarte multe în acești 7 ani și lipsa de atractivitate, dificultatea domeniului, pierderile înregistrate de fermieri, pentru că e o cultură scumpă, unde dacă pierzi prin faptul că nu irigi, prin faptul că tehnologia pe care o folosești nu e adecvată, prin faptul că suprafețele sunt încă foarte fragmentate, pierderile astea au îndepărtat mulți fermieri. Sper doar ca și copiii noștri, nepoții noștri, să nu mănânce cartofi tip făcuți la imprimantă 3D, din alge, gândaci și alte lăcuste. Asta e speranța mea, dar mă cam îndoiesc.